Bună ziua, bine v-am găsit la interviurile Hot News. Astăzi o avem în studio pe Oana Tache. Vom discuta astăzi despre conferința privind viitorul Europei, în care cetățenii europeni au o ocazie unică de a dezbate prioritățile și provocările cu care se confruntă Europa astăzi. În acest context, Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană s-au angajat să asculte cetățenii și să dea curs recomandărilor formulate de aceștia. Bună, Oana, bine ai venit! Bine v-am găsit! Spune-te, rog, mai multe despre conferința privind viitorul Europei. De ce a fost organizată? De unde a venit ideea? Care-i scopul ei? Ursula von der Leyen spunea acum câteva zile cum că Uniunea Europeană este ca o bicicletă. Dacă stă pe loc, cade. Așa că trebuie să mergem mai departe și trebuie să pedalăm împreună, în așa fel încât lucrurile să se întâmple, să existe un viitor al Uniunii Europene. Cu siguranță, după conferința privind viitorul Europei, tot Ursula von der Leyen spunea, nu vom avea o Uniune Europeană nouă, ci vom avea una mai puternică, care se va mișca mai bine. Cam asta se dorește de la acest eveniment, eveniment care este practic o agoră. O agoră, un loc în care se întâlnesc de această dată nu numai înalții demnitari europeni, nu numai șefii de state, nu numai experții sau membrii ai mediului academic, cât și cetățenii. Aceasta este premiera. Guy Verhofstadt spunea și el, tot săptămâna trecută, în cadrul unei alte conferințe de presă, cum că este cel mai mare experiment pe care l-a făcut Uniunea Europeană până în momentul de față. Concret, despre ce vorbim? A existat o platformă pe care cetățenii Uniunii Europene au fost invitați să se înscrie. Platforma se numește futureeu.europa.eu. A ajuns la 3 milioane de vizitatori unici. S-au înscris peste 7.000 de idei, s-au desfășurat acolo peste 2.000 de evenimente și 100.000 de persoane din întreaga Uniune Europeană și-au adus contribuția. Din aceste 100.000 de persoane s-au selectat 800 de persoane. Aceste 800 de persoane au fost împărțite în 4 grupuri de lucru. Fiecare grup de lucru va aborda altă temă cu care cetățenii Uniunii Europene rezonează sau la care consideră că trebuie să se aducă îmbunătățiri. Din acești 800, până undeva în decembrie, când se vor întâmpla toate aceste runde de dezbateri între cetățenii europeni, la aceste dezbateri vor fi prezenți și experți în domeniu, se vor alege 20 de persoane. 20 de persoane care vor prezenta ideile cetățenilor în plenul Parlamentului European. Este pentru prima oară când se întâmplă așa ceva. Este pentru prima oară când Uniunea Europeană vine, deschide porțile și spune cetățenilor, veniți și colaborați cu noi. Este o idee a Consiliului European, lansată în 2019, în decembrie, pe data de 12, atunci când înalții lideri europeni au considerat că este cazul să se demareze un astfel de proiect, un astfel de proiect care să își aducă contribuția la dezvoltarea politicilor europene pe termen mediu și lung și care, așa cum spuneam, să răspundă nevoilor cetățenilor. Ce teme vor fi abordate în cadrul conferinței? Adică au apărut anumite subiecte care s-au repetat, de exemplu? Vorbim despre schimbările climatice, vorbim despre sănătate, vorbim despre migrație, vorbim despre locuri de muncă, vorbim despre implicare socială, vorbim despre toate aspectele care de fapt și de drept conturează nevoile Uniunii Europene în viața de zi cu zi. Spune-ne, te rog, ce teme vor fi abordate în cadrul conferinței? Ce este foarte important de reținut este că aceste teme fac parte dintr-o listă de teme cu care cetățenii europeni nu fac neapărat cunoștință acum. De schimbări climatice nu i-am mai auzit, de implicare socială, de nevoia unei economii puternice, mai ales în contextul acesta post-pandemic, despre migrație și azil, despre siguranță europeană, iată. Deci lucrurile astea nu sunt neapărat noi, dar sunt cu siguranță cele care fac obiectul discuțiilor pe ordinea de zi, indiferent de generație. Și pe noi, tinerii, ne interesează toate aceste lucruri și iată că generațiile care vin după noi, după millennials, Z, generația 10, așa mai departe, devine din ce în ce mai interesată de toate aceste lucruri. Ce este iarăși de menționat în ceea ce privește conferința privind viitorul Europei este că, așa cum spuneam, cele 4 grupuri de lucru se vor întâlni de câteva ori pe parcursul acestui an până la finalul anului. Așadar, un grup se reunește în acest weekend,
după care va urma un al doilea grup, un al treilea grup, un al patrulea grup. Vor exista dezbateri și în mediul online, iar ulterior vor exista și evenimente hibrid desfășurate peste tot în Europa, în Dublin, undeva lângă Varșovia, la Maastricht și la Florența. La finalul anului, așa cum spuneam, se vor alege cei 20 de reprezentanți, cei care vor merge în planul, în plenul Parlamentului European și care vor dezbate aceste idei atât de importante. Așadar, economie, sănătate, migrație, azil, locuri de muncă, schimbări climatice, foarte important pentru generația următoare și, bineînțeles, digitalizare. Înțeleg că este o premieră acest eveniment, că este pentru prima oară când se organizează la această dimensiune. Au un plan instituțiile europene să organizeze periodic de acum încolo? Este o întrebare foarte bună, însă trebuie menționat că instituțiile europene organizează evenimente în mod constant. Am avut The State of the European Union acum câteva zile la Strasbourg, avem European Youth Event, care se întâmplă în viitorul apropiat, face parte, practic, este o umbrelă. Anul acesta este o umbrelă pentru toate evenimentele pe care, în mod curent, Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul European le organizează. Nu este o premieră faptul că se apropie de tineri. Din experiența personală pot să spun că începând cu 2019 am participat la foarte multe evenimente pe care atât Biroul Parlamentului European din România cât și instituțiile europene le desfășoară. Se dorește această apropiere față de tineri și față de cetățenii europeni. E foarte important să înțelegem și noi că trebuie să fim proactivi și trebuie să ne implicăm din punct de vedere civic. Nu este, e ca într-o relație. Nu e suficient să fie doar unul acolo și să dea constant. Și celălalt trebuie să participe. Și atunci despre asta este vorba. Despre o ușă deschisă, o mână întinsă, veniți și discutați cu noi și despre implicare. Cetățenii cu asta trebuie să plece de fapt și de drept, cu ideea că trebuie să se implice. Și iată că asta se întâmplă odată cu conferința privind viitorul Europei, cu cei 100.000 de oameni care s-au înscris, cu cele 7.000 de idei înscrise online, cu cele 2.000 de evenimente desfășurate și atunci mi se pare cu atât mai important că se întâmplă lucrul acesta pentru prima oară. Poate că va mai exista în viitor o conferință privind viitorul Europei, dar cu siguranță aceasta este o premieră și un eveniment istoric pentru noi toți cei care trăim, iată, momentul ăsta. Eu am luat contact cu Uniunea Europeană și cu tot ceea ce înseamnă Parlamentul European în 2019. Din 2015 încoace, de la colectiv, deși acum deja sună cumva clișeistic să punem accent pe colectiv și să mai vorbim despre asta, toată lumea, tot. Și e cumva normal, nu neapărat clișeistic, toți am fost implicați într-un fel sau altul. Eu am fost acolo și mi-am luat prietenii de acolo în noaptea respectivă. Evident că acela a fost declicul care ne-a motivat pe mare parte dintre noi să privim lucrurile cumva mai în ansamblu. Dacă fie până atunci fiecare era în bula lui de confort, am început să vedem un pic lucrurile mai departe. Ne-am trezit. Iar în contextul alegerilor europarlamentare din 2019 am vrut să aflu mai multe. M-am prezentat ca un cetățean european pe barba lui, dacă vreți, adică fără să am în spate o instituție media la momentul acela sau ceva de genul, la o serie de evenimente desfășurate aici de Biroul Parlamentului European în România. Iarăși e de menționat faptul că practic nu m-a chemat nimeni. Am fost interesată să caut toate informațiile astea online, pentru că ele există. Și dacă vrei să stai de vorbă cu un europarlamentar, fie că este român, fie că este dintr-o altă țară, membra blocului comunitar, lucrurile se pot întâmpla. M-am prezentat, așa cum spuneam, în 2019, am făcut un proiect voluntar în perioada respectivă de data asta, Votez, s-a numit Umbrella. Eu am desfășurat proiectul Alege, implică-te, votează, un proiect care a fost foarte bine primit atât de mediul online, dar și de către presă, pentru că a început să existe interes și din partea celor din presă pentru proiectul respectiv și am fost invitată pentru prima oară la Bruxelles în cadrul European Youth Week. European Youth Week se întâmplă în anul în care nu se întâmplă European Youth Event. Adică ele merg în paralel, odată la 2 ani, fiecare dintre ele. Ce se întâmplă la evenimentele europene dedicate tinerilor? Cu toții putem participa, asta este cel mai important și cel mai interesant. Important este să ne intereseze, efectiv, să fim prezenți acolo. Vorbim de niște zile de conferință, sunt prezenți atât
reprezentanți ai Consiliului European, ai Comisiei Europene, ai Parlamentului European, fiecare dintre noi poate lua legătura cu aceștia, se pot adresa în mod direct întrebări, se pot schimba contacte, este practic un schimb de experiență la nivel european. Și nu este pentru prima oară, iarăși, când Uniunea Europeană desfășoară astfel de evenimente sau discută despre astfel de programe. Știm cu toții de Erasmus, ei bine, există și Erasmus pentru antreprenori. O chestiune despre care eu nu aveam de unde să știu dacă nu mă duceam în 2019 la European Youth Week. EU Solidarity Corps și multe altele. Însă, iarăși zic, și în contextul AI, și în contextul AI, European Youth Event, și în contextul European Youth Week, este foarte important și ca noi, cei tineri, să ne dorim să ne implicăm. Că ai adus vorba de tineri. Vom vorbi în cadrul acestor interviuri despre conferința privind viitorul Europei cu tineri. Tineri implicați, tineri pasionați poate de problematica europeană, tineri care vor să își facă vocea ascultată. Aici vreau să te întreb, cum crezi că ar trebui să interacționeze instituțiile europene cu ei? Cum ar trebui să li se adreseze, să comunice pe limba lor și să-i facă interesați de tot ceea ce înseamnă Uniunea Europeană? Iarăși eu voi face referire la experiența anterioară, pentru că mi se pare că lucrurile încep să se simtă și să se întâmple deja. Evident că se fac pași mai mult sau mai puțin vizibil, iar și este o chestie de perspectivă personală. Mie mi se pare că au început să comunice foarte mult online. Așa am și luat contact, de altfel. Am primit un e-mail, deci practic targetarea online și-a făcut foarte bine treaba. Am primit un e-mail care mă chema practic la o sesiune de comunicare în această direcție. Există conturi de social media. Vorbim de la Instagram până la Facebook, până la Twitter, până Twitter-ul la noi în România mai puțin, că nu îl folosim noi românii, nu că pe plan european funcționează foarte bine. Se comunică cu tinerii în mediile în care sunt tinerii. Se încearcă și iată că se dezvoltă astfel de proiecte care să vorbească pe limba tinerilor și care să, nu neapărat să-i atragă, pentru că nu vorbim aici despre dorința de a fi pro-european sau mai puțin pro-european, ci vorbim despre a lua contact cu Uniunea Europeană și a înțelege în primul rând ce este Uniunea Europeană, care sunt instituțiile europene, ce e votul, de ce e important să participăm la europarlamentare atunci când se întâmplă alegerile. Toate lucrurile astea, și eu am luat-o de la zero, dar mi-am dorit să fac asta și e foarte important și ca tinerii să facă același lucru, să facă și ei un pas în direcția asta ca să afle mai multe în primul rând. E foarte bine să fie informat și în al doilea rând face parte din dezvoltarea personală, plus că e foarte important să înțelegem și de ce se întâmplă anumite lucruri în contextul european sau global. Auzim tot mai des termenul acesta de cetățean european. Da. Cumva cred că e important pentru tineri, cred că ei se identifică poate mai ușor, poate generațiile mai în vârstă, generațiilor mai în vârstă le vine foarte greu să o gândească așa. În schimb, tinerii o gândesc în termen de cetățean european. Pentru tine ce înseamnă asta? Deci asta cu cetățeanul, eu cred că nu ține numai de tineret, cât ține de noi toți. Ce înseamnă pentru mine să fiu cetățean european înseamnă libertate. Asta cu siguranță. Mobilitatea în spațiul european. Faptul că putem călători oricând oriunde, doar cu buletinul sau cu pașaportul. Sunt anumite avantaje pe care numai ca cetățean european poți să le ai. Oana, am văzut până acum în cadrul discuției noastre că ai ales să te implici pentru că așa ai vrut, pentru că ți-a părut important. Ești foarte implicată în tot ce înseamnă această problematică europeană. Ai făcut interviuri cu europarlamentari, ai participat la demersuri, la acțiuni ale instituțiilor europene. Spune-le încă o dată tinerilor în special, dar nu numai, de ce crezi că este important? De ce crezi că sunt importante aceste demersuri pentru tine personal, dar și pentru ceilalți cetățeni? Până acum despre Uniunea Europeană și instituțiile europene știam doar atât. Sunt unii pe la Strasburg și pe la Bruxelles, nu știm cine. Uite că am început să mai cunoaștem dintre ei și e foarte bine că se întâmplă așa. Știam că de acolo vin niște bani, dar nu știam cum se împart sau ce se întâmplă cu ei. E, cred că aici avem de lucrat cu toții. La interesul vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în ceea ce privește instituțiile europene. E normal să ne dorim să ne implicăm, părerea mea. E normal să facem parte din tot ceea ce înseamnă nu numai viața cetății, dar să înțelegem și la nivel european, așa cum spuneam, cine, ce, cum face, ce a mai zis, ce se mai întâmplă. E important să ieșim din bulă până la urmă, că despre asta e vorba. Fiecare cu bula lui e frumos, e bine, sau mă rog,
mai puțin bine, mai puțin frumos, dar cu siguranță e nevoie să ieșim din bulă. Și cred că este un context extraordinar, dar și pandemia asta parcă ne-a mai făcut să mai consumăm și altfel de media, să ne mai interesăm și de ceea ce se întâmplă stânga-dreapta cu țările care ne sunt vecine și, bineînțeles, cu blocul comunitar european. Așadar, sfatul este să iasă toată lumea din bulă și să se implice activ, pentru că numai așa, practic, putem să mergem înainte pe bicicleta aia de care povestea Ursula von der Leyen. Ce așteptări crezi că au cetățenii de la instituțiile Uniunii Europene? Adică, ce și-ar dori ei și în ce măsură ar putea Uniunea Europeană ca un tot să le îndeplinească în măsura posibilităților, în mod evident? Așteptările sunt cu siguranță mari și cu siguranță și conferința privind viitorul Europei a crescut nivelul așteptărilor. Ce mai trebuie să înțeleagă cetățenii este că aceste așteptări sunt îndeplinite în funcție și de cum se întâmplă lucrurile la nivel local, așa cum spuneam. România este printre țările privilegiate. Ursula von der Leyen a anunțat că va fi până la finalul lunii, undeva pe 27 septembrie, la București, pentru semnarea Planului Național de Redresare și Reziliență. Așa că, în ceea ce mă privește, nu pot să cred decât că lucrurile se îndreaptă într-o direcție bună și că ar trebui să privim înainte optimiști tot ceea ce urmează să ni se întâmple. Tot vorbeam mai devreme de tineri și pentru că ne apropiem de final, aș vrea să te rog, în final, să le adresezi un mesaj tinerilor. De ce ar trebui să își ducă gândurile și opiniile și sugestiile pentru conferința privind viitorul Europei? Cum ar putea ei să schimbe viitorul? Prin voință, în primul rând, prin proactivitate, prin dorința de a ieși din rând și de a înțelege mai bine ce se întâmplă. Fiecare dintre noi are un drept fundamental. Ține de democrație. Democrația stă la baza Uniunii Europene. Valorile democratice sunt pe agenda conferinței privind viitorul Europei în topul listei. E foarte important să înțelegem de ce avem anumite drepturi. E foarte important să înțelegem de ce avem anumite obligații, pentru că toată lumea are impresia că drepturile vin fără un atașament. Ei bine, obligațiile fac parte din întreg pachetul. Și cred cu tărie că fiecare dintre noi are o responsabilitate atât la nivel individual, cât și la nivel de cetățean să se implice activ în tot ceea ce înseamnă viața cetății. E foarte, așa cum spuneam, e important să ieși din bulă. E important să vezi mai departe de ceea ce se întâmplă în pătrățica ta și să te implici. Pentru că numai așa lucrurile vor merge înainte. Altfel rămânem pe loc și o facem pe aia românescă. Aia în care stăm, ne uităm de pe margine, comentăm și eventual ne plângem de milă. Eu cred că rețeta a cam expirat. E cazul să fim activi și proactivi, așa cum spuneam, și să mergem mai departe împreună. Pentru că numai asta este direcția.